Bine ai venit în bucătăria lui Adijo! Astăzi vă prezint regina prăjiturilor cu ciocolată, prăjitura Cleopatra, o prăjitură demențial de bună, cu două blaturi însiropate și cremă fină de ciocolată. Și pentru primul blat folosim 3 ouă, 100 de grame de făină, 100 de grame de zahăr tos, 50 ml apă fierbinte, 10 grame cafea nes, 30 ml ulei, o lingură esență de caramel, o linguriță rasă de praf de copt și un praf de sare. Începem prin a pune apa fierbinte peste cafeaua nes. Amestecăm. După care spargem cele 3 ouă și le batem spumă împreună cu sarea. Asta până când ouăle se vor tripla în volum. Urmează să adăugăm zahărul treptat până când îl vom termina, timp în care mixăm continuu. Adăugăm esența de caramel și la cea mai joasă viteză a mixerului urmează să adăugăm uleiul treptat în fir subțire. Vom pune și cafeaua nes, la fel adăugată treptat. Iar după ce o încorporăm, oprim mixerul și amestecăm făina cu praful de copt. Le vom adăuga cernute. Și le încorporăm cu ajutorul unui tel, cu mișcări ample, de sus în jos, prin răsturnare. Odată ce am încorporat făina cu praful de copt, avem compoziția pregătită. Și folosim o tavă de 20 pe 30 de centimetri, unsă cu grăsime și tapetată cu hârtie de copt. Turnăm compoziția, mișcăm puțin tava, după care dăm de câteva ori cu aceasta de masă și o băgăm în cuptorul preîncins la 170 de grade pentru 20 de minute, după care scoatem tava și lăsăm blatul să se răcească, timp în care trecem la blatul cu numărul 2, pentru care folosim 3 ouă, 30 de grame de cacao, 100 de grame de făină, 75 ml apă fierbinte, 100 de grame de zahăr tos, 30 ml ulei, o linguriță praf de copt, o linguriță pastă de vanilie și un praf de sare. Punem apa fierbinte peste cacao și amestecăm. Ne asigurăm că nu avem cocoloașe, după care amestecăm praful de copt cu făina . Le lăsăm deoparte acum și spargem ouăle, adăugăm sarea și le batem spumă. La fel ca la primul blat, adăugăm zahărul treptat, timp în care mixăm continuu. După care adăugăm pasta de vanilie. Ea se poate înlocui cu extract sau esență.
Adăugăm uleiul la cea mai joasă viteză a mixerului. Tot acum punem și cacaoa diluată. Iar odată ce este încorporată, oprim mixerul și adăugăm cernute, făina cu praful de copt. La fel, le încorporăm cu ajutorul unui tel, cu mișcări ample de sus în jos, prin răsturnare. Și compoziția pentru blatul cu numărul 2 este pregătită. O turnăm în tavă. Folosim aceeași tavă de 20x30 de centimetri. Dăm de 2-3 ori cu tava de masă. După care o băgăm în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 20 de minute. Scoatem tava și lăsăm blatul să se răcească, iar acum trecem la cremă și folosim 250 de grame de unt la temperatura camerei, 200 de grame de ciocolată amăruie, 250 de grame de mascarpone, 150 de grame de zahăr pudră, 30 de grame de cacao și o lingură pastă de vanilie. Băgăm ciocolata în cuptorul cu microunde pentru un minut cu verificare la fiecare 30 de secunde, după care amestecăm până când aceasta se va topi în totalitate. Puteți să topiți ciocolata și la bain-marie și mixăm untul cu crema de mascarpone. Facem asta până când cele două ingrediente vor fi combinate și obținem o cremă fină după care adăugăm pasta de vanilie, adăugăm ciocolata topită și o încorporăm. Aceasta s-a răcit la temperatura camerei. Urmează să adăugăm cernute, zahărul pudră și cacaoa. Și amestecăm puțin înainte de a mixa, pentru a evita norișorii de zahăr și cacao. Nu o să mixăm foarte mult, doar cât să obținem o cremă omogenă. Nu este nevoie să o punem la frigider. Trecem direct la asamblarea prăjiturii. Începem cu blatul cu cacao. Eu folosesc o ramă reglabilă. Tot aici folosim și 19 biscuiți cu cacao și cacao cu lapte pentru un siropat. Însiropăm blatul. După care punem cam 4 linguri generoase de cremă, o întindem pe toată suprafața blatului, după care așezăm stratul de biscuiți însiropați . După cum vă spuneam, eu folosesc o ramă reglabilă. Puteți să asamblați prăjitura pe un cărpător, platou sau direct în tava în care ați copt blaturile. Tăiem biscuiții pentru a umple spațiile goale. Urmează să punem 4-5 linguri generoase de cremă și o distribuim. Acum acoperim cu blatul cu cafea și presăm ușor. Însiropăm și acest blat. Și punem restul de cremă.
iar acum dăm prăjitura la frigider pentru aproximativ 2 ore, după care se poate tăia și servi. Este o prăjitură extraordinar de bună, cu blaturi însiropate și cremă onctuoasă. Combinația de arome este perfectă pentru iubitorii de ciocolată și vă recomand rețeta cu drag. Dacă preferați o altă prăjitură cu ciocolată, vă rog să-mi lăsați numele rețetei în comentarii. Și dacă nu vă place ciocolata, ce prăjitură preferați? Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!